Colegiul de muzică Ștefan Naga a fost pentru mulți interpreți de la noi un prim pas spre celebritate. Nici pentru Cristina Scarlat nu a fost o excepție. Avea o voce foarte plăcută, un timbru așa și un timbru cald, dar bogat și plin de conținut. Era o fire foarte emoțională, foarte plină de entuziasm. Ea repede citea, repede prelucra tot ce avea de făcut. Avea un diapazon foarte larg, avea notele grave care le lua cu o simplitate și cu o ținută scenică. Noi aici, practic, pregătim vedetele în toate domeniile. Cu o voce pregătită pentru orice înălțimi muzicale, după absolvirea colegiului, Cristina Scarlat alege Academia de Arte, specializarea canto de stradă. Ne-a demonstrat pe parcursul anilor că este cea mai bună, deoarece a participat la multe concursuri și a fost menționată cu mari trofee. Studenta lor a ajuns la Eurovision. Profesorii nu-și mai încapă în pielea de mândrie. Pare foarte bine pentru Cristina că merge la acest Eurovision, dar mă gândesc eu până la urmă că pentru orice interpret Eurovisionul este important, nu atât ca rezultat, ci ca proces și ca experiență. Astfel de concursuri nu sunt pentru oameni slabi. Interpretul din Moldova se poate afirma și într-un alt stil de muzică, nu numai muzica de petrecere. Am vrea ca să ajungă măcar în final. Iar prietenii și foștii colegi o susțin din tot sufletul. Piesa cu care merge acest an la Eurovision, Cristina o reprezintă întru totul. Așa este ea, uneori este o persoană foarte caldă, foarte feminină, de la un cuvânt poate ajunge la lacrimi. Și totodată are momente când este o persoană foarte dură. Cristina merita de mult să ajungă pe o scenă internațională pentru că are o voce minunată, o voce de aur și știe nu doar să cânte, dar știe să încânte.